Bună dimineața, dragilor! Am crezut că am apăsat butonul de înregistrare și de fapt nu l-am apăsat. Vreau să vă arăt rapid ce a primit Arisa astăzi în advent. Un caietel de activități, foarte, foarte, foarte drăguț și colorat și Arisa a fost încântată de el. O ciocolățică Kinder și ce ai mai primit? Așa, bomboană pe băți, de care Arisa se bucură cel mai mult, cred că. Îi plac tare mult bombonelele și am găsit, ați văzut când am împachetat calendarul, am găsit varianta asta mini, exact cât are el nevoie, nici pe asta nu o mănâncă toată tot timpul. Eu în scurt timp intru online pentru că încep orele, Aris a zis că vrea să se joace, să stea să la nevească. Ăla, nu știu, trebuie să se uite mami să vedem ce zi este, că nu i-am pus, s-a pierdut pe undeva eticheta lui, nu știu, trebuie să vedem. Mă duc să-mi fac o cafea pentru că sunt ruptă de somn, nu mai pot. Și ne auzim după curs, probabil. Am terminat cursul și Aris a dat iama în cornulețele de aseară pe care le-am făcut. Sunt bune? Ne-am nevăzut și... Mi-a filmat cel mai pe toate. Sunt bune? Super! V-am arătat ieri că le-am făcut în friteza aceea și au ieșit super, super, super fain. Sunt curioasă cum este cu un aluat normal, pentru că acesta este destul de ușor de copt. Am să încerc... A, să nu te mai filmez? Te deranjează că te filmez? Da. Ok, îmi cer scuze. Și aici mai are Aris ceiuț pe care l-am făcut când am mâncat în pauză, așa-i? Da. Ok. Gata, s-a terminat și ziua a doua cu Aris acasă, cu succes, a fost la fel de bine ca și ieri, foarte înțelegător, foarte atâta mie de milă de el sărăcuțul că stă de multe ori așa lângă mine și nu face nimic, nu vrea să facă nimic, nu-i place să se joace singur, nu vrea să facă nicio activitate, nu vrea să coloreze, nu vrea să scrie, se mai joacă într-adevăr acolo, vedeți, are mașinuța și... camion, tractor și toate cele, dar nu foarte mult. Oricum dimineața pentru el am observat, nu știu cum era grădiniță, dar acasă mereu, egal că eu am curs sau nu, dimineața este mai static, mai leneș, mai, nu știu, îi place să fie drăgălit, să se tăvălească, să stea în perină, să... și-a luat Tony Box-ul și i-am dat căștile mele pentru că îi se par interesante, bineînțeles, și a ascultat la Tony Box. Am mai ascultat și fără căști, și cu căști, și cum a avut chef. Timpul a trecut, în prima pauză am mâncat micul dejun. Bine, el a mâncat la 8 când ne-am trezit, dar a mâncat și cu mine în pauză la 10. Pe urmă, în cea de-a doua pauză ne-am jucat și acum el mănâncă cornulețe, ați văzut, ce a mai rămas de ieri. A zis și Călin și el au zis amândoi că sunt foarte bune. Deci vă recomand, dacă n-ați încercat, deși mă îndoiesc că n-ați încercat varianta asta până acum, atunci când doriți să faceți ceva super rapid și ce să le placă copiilor, asta în cazul în care le dați deja dulce, mi se pare cea mai bună variantă. La fel de bine cred că merg și cu gem și cu orice, și sărat, umplute cu brânză, cu ce vreți voi, dar mie mi se pare friteuza ceva extraordinar, să pot să și coci la ea. Deci mi-au luat 15 minute ele și ieri 15 minute carnea, ca să arate așa cum ați văzut-o că a arătat. A zis că e foarte bună, a rămas suculentă. Știți că, mă rog, dacă faci la cuptor, în general, așa pe uscat cum ar veni, am pus doar o linguriță la toată carnea aia de ulei, are tendința să se usuce și să nu mai fie suculentă. Aceasta a fost prăjită pe exterior, deci a avut așa culoare faină și cu toate astea a fost și suculentă. Și am făcut cartofii aceia congelați rapid, rapid, rapid lângă și o salată cu feta, cu ceapă, cu salată verde, cu roșii și cu oțet balsamic. Și am mâncat super bine. Pentru astăzi am scos să fac tot la friteză niște somon. Sunt curioasă să încerc o rețetă de somon cu... sos de soia și nu mai știu exact ce conține, dar am să vă spun mai târziu când o fac. Astăzi este și foarte urât afară. Aveam în plan să facem o coroniță pentru Oma la cimitir, să-i ducem coroniță. Mă rog, un aranjament din ăsta crăciunistic, dar nu avem nicio șansă pentru că afară plouă așa foarte, foarte, foarte mărunt. Este frig și bate și un vânt de numa. Așa că nu ieșim cel mai probabil din casă. Nu știu ce voi face cu Aris și cu toată energia lui, pentru că el nu este învățat la grădii ieșau afară și dacă nu ieșau afară era foarte activ tot timpul.
Eu am și foarte multe teme pentru mâine. Trebuie să și gătesc. Bine, măcar că nu am de făcut curățenie astăzi. Bine, ar trebui să fac în apartamentul de jos, pentru că n-am mai făcut de vreo 2 săptămâni, n-am mai dat cu aspiratorul, dar cred că las asta pe mâine. Deocamdată nu fac nimic decât stau cu Aris, ne jucăm, am terminat de strâns pe aici și vedem. Vine primăvara sau Crăciunul? Cine mă poate să mă zici pe mine? Mai devreme v-am spus că este vreme urâtă, se pare că s-a hotărât totuși soarele să iasă și pe strada noastră. Ok, ne apucăm să pregătim cina. Avem aici nici nu știu câte grame de somon, nu m-am uitat pe caserol exact cât scria, dar avem somon cu piele și am să fac un dressing din o parte soia, o parte miere. Nu am mai încercat niciodată varianta asta, sper să ne placă. Zicea acolo de unde am luat rețeta că este kids friendly. Mami, ce este asta? Aia este o chestie cu care feliem diferite legume sau fructe și le dăm o formă mai specială. Și fac treaba asta și las puțin să absoarbă aroma de la sosul de soia și de la miere. Pe urmă am să storc puțină lămâie, am să pun puțin ulei de măsline și îl bag în friteză. Iar lângă voi face niște cartofi și o salată. A venit în sfârșit și momentul mult așteptat de mine. Partea mea preferată a zilei este atunci când ajunge Călin acasă, ne așezăm toți la masă, luăm cina împreună, povestim cum a decurs ziua. Ăsta este un lucru pe care îl facem în fiecare zi, cu excepții, bineînțeles, atunci când nu suntem acasă sau atunci când unul dintre noi are altceva de făcut, dar încercăm, cel puțin de când este, nu știu, când suntem aici în Germania, a devenit ca o rutină chestia asta, cina să o luăm împreună, zilele în care este Călin liber, bineînțeles că și celelalte mese ale zilei încercăm să le luăm toți deodată sau cel puțin să stăm la masă, chiar dacă mie nu mi-e foame în momentul ăla, dar mă așez cu ei la masă și stau acolo și povestim și, nu știu, dezbatem fel de fel de subiecte. Eu am pregătit masa, este totul în friteză, așteaptă să fie scos pentru că Călin este încă la baie. Tot ne place perioada asta din an și intenționez să las lumânările pe masă și după sărbători. Mi se pare că, nu știu, lumânările nu au treabă cu sărbătorile, poate să fie și vară 40 de grade și atunci când mănânci să-ți aprinzi o lumânare. Ce mi-ar place însă să ne obișnuim ar fi să bem și un pahar de vin seara la masă, doar că nici eu, nici Călin nu suntem cu alcoolul deloc. Sau mă rog, spre deloc, mai bem ocazional el câte un vin sau câte o bere, eu la fel câte un salito sau chestii de genul ăsta, dar în rest nu prea ne place. Așa că aștept să vină băieții, dar vreau să vă arăt între timp sau să vă arăt de seară, nici nu știu. Cred că vă arăt de seară, dacă nu uit, sper să nu uit, niște chestii care le-am scos pentru Aris, niște afirmații pe care intenționez să îi le spun în fiecare zi. Am să vă povestesc despre chestia asta ori de seară, ori mâine, ori într-o zi, nu știu când. Acum nu vreau să mă lungesc foarte mult pentru că vreau să scot mâncarea din friteză. Hai să vă arăt întâi cum arată somonul și cartofii. Aici avem cartofii pe care încă nu am pus condiment. Arată foarte bine și mirosul, cred că nu are rost să vă spun. Acum pun condimentele acestea pe ei. Călin, mamă, ce bine miroase. Aici este somonul, care la fel a prins o crustă super, 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 super faină. Sunt curioasă dacă ne place gustul. Keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you.
Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I'm making plans for what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go. Și pentru că băieții au dormit amândoi pe canapea în living, îi mai lasă doarmă puțin, pe urmă îi trezesc să meargă fiecare la baie, să-și facă spălare și tot ce ține de rutina de seară și să ne punem din nou în pat. Alice este foarte obosită. În ultima perioadă am impresia că i s-a acumulat foarte multă oboseală de pe perioada când mergea zilnic la grădiniță și nedormind după masa, pentru că mie îmi convenea mai mult, adică îmi convenea. Dacă dormea după masa, când venea de la grădiniță, el nu se mulțumește cu jumătate de oră, oră de somn. Dormea 2-3 ore și atunci seara era foarte, foarte greu să-l pun la o oră decentă la somn. Și atunci mi-a dormit la 10, la 11 seara și dimineața era din nou obosit și era cumva un circuit din ăsta continuu de oboseală, de nedormit, de dormit prea mult după masa, de trezit buimac de cap și nervos, de era cumva, nu îi se mai potrivea nici cum somnul de după masă. Și atunci am hotărât să îi întrerupem somnul de după masă și să-l punem seara mult mai devreme la somn, cum fac nemții, de exemplu. Ei la ora 7 pun copiii la somn. Și așa am început și noi să-l punem la 8, pe urmă la 7 și jumătate și undeva între 7 și un sfert, 7 și jumătate și 8 era și el în pat. Doar că în ultimele zile a dormit tot după 8, 8 și jumătate, 9. Așa că simt că i s-a acumulat oboseală și în fiecare dimineață, chiar și acum de 2 zile de când este acasă, se trezea fără mine, înaintea mea cu 10 minute cel puțin și se tăvălea prin pat, era bine dispus, dar când venea vorba să ne ridicăm din pat, el tot obosit. Așa că acum, săracul, pe la 6, a căzut rupt și Călin m-a întrebat, îl lași să doarmă, ce facem la noapte? Zic, lasă-l, pentru că doarme până mâine cu siguranță și de mâine începem așa cu un start nou. Mâine am un plan să merg cu maică-mea la Real, dar de asta am zis, mâine nu mai bine dacă avem de plecat și de umblat toată ziua, să fie fresh, să fie odihnit, chiar dacă dimineața se trezește la 5, la 6, nu contează, mâine va fi mai ok decât astăzi. Deci, ei dorm, eu am terminat de decupat cartonașele și vreau să vă arăt și vouă. Eu, pentru mine, nu folosesc afirmații, nu sunt eu așa cu chestii din astea spirituale și cu... Cred în ele, cred că ceea ce ne inducem ni se întâmplă, cred în pozitivism, dar nu sunt așa, adică... Nu știu dacă mă înțelegeți, e puțin ciudat, mi-aș dori din suflet să lucrez la psihicul meu, să lucrez la mine, să pot, dar din păcate eu sunt mereu pesimistă, eu întotdeauna pun rău în față ca să mă pot bucura cumva de binele ce urmează să se întâmple, nu știu, e ciudat, oricum. Și pentru că am liniște așa, deși aș fi vrut să vă arăt cum îi le citesc lui Aris și cum, pentru că ele vin și cu o fișă și te învață cum să le prezinți copilului, dar am să vi le prezint vouă astăzi așa și de mâine, poi mâine, de când o să încep să îi le prezint și lui Aris așa cum trebuie, am să vă arăt poate și vouă într-o zi cum îi le prezint lui. Haideți să vi le arăt, să vă spun despre ce este vorba și sper să vă placă! Acestea sunt cartonașele, le-am laminat, ați văzut, pentru că altfel nu știu cât ar rezista hârtia și fiecare are câte un print și câte un mesaj foarte important, foarte scurt și foarte cuprinzător. Ele au rolul să, nu știu, să ajute copilul să aibă o stimă de sine foarte ridicată, să noi ca părinți să-l ajutăm pe Aris, cel puțin în cazul nostru, să lucreze la treaba asta și să fie încrezător în forțele lui proprii, să știe ce vrea de la viață, acum cât de mult ne va ieși sau nu, habar n-am, dar noi încercăm. Sunt mesaje foarte drăguțe și printurile la fel de drăguțe. Aici, spre exemplu, scrie pentru cei care nu înțeleg germană că voi fi mereu iubit. Aici sunt cu toate conectat.
sunt suficient exact așa cum sunt, sunt suficient, ce mai avem, pot să reușesc totul atunci când vreau, am voie să fiu ceea ce vreau să fiu. Cred că Aris va fi încântat și vom încerca în fiecare zi, prin rotație, când eu, când Călin, să-i citim aceste cartonașe și să îi insuflăm cumva chestiile astea, să le fixeze în căpuțul lui și să știe, să aibă încredere în el, în forțele lui proprii, și cred că asta îl va ajuta pe viitor. Dacă doriți să vă descărcați și voi, sunt gratuite, am să vă las în cutiuța cu descrieri link către profilul de Instagram, acolo. De fapt, nu este profilul de Instagram, este o pagină de internet de unde le puteți descărca gratuit și le puteți printa dacă aveți aparat din acesta de laminat bine, dacă nu le puteți efectiv tăia și prezenta copiilor așa, sau puteți să faceți, de ce nu, din ele, și m-am gândit și eu la treaba asta, să fac un tablou cu ele puse așa aleatoriu și copilul să le aibă mereu în cameră sau, mă rog, undeva unde le vede și în fiecare zi să îi citiți de pe ele. Dacă nu vorbiți germană, pentru că nu toată lumea care mă urmărește vorbește germană sau trăiește aici, puteți să căutați traducerile în română și să scrieți sub fiecare sau pe spate traducerea în română și atunci să îi spuneți în română direct exact ce, despre ce este vorba, sau de ce nu, poate să vă faceți propriile voastre cartonașe și atunci este și mai personalizat și mai bine, zic eu. Dar pentru că mai am o grămadă de treabă, dragilor, mai am să strâng prin casă, mai am să termin bucătărie de strâns de adunat, mai am să editez, mai am să fac teme, mai am să-mi fac duș, mai am să pregătesc băieții, să-i trezesc, să-i duc la baie pe arzi și mai probabil trebuie eu să-i spăl dințișorii, să așa. Vă las acum, ne auzim și ne vedem mâine, pentru că mai avem foarte puțin. Deci am avut ieri și astăzi, inclusiv până acum seara, când a venit Călin de la lucru, pentru că de-aia vă spuneam că este momentul meu preferat al zilei, când vine Călin acasă, simt că mă reîncarc cumva și primesc putere pentru restul zilei și a doua zi, când am de așteptat din nou până seara, când vine el. Dar mi-a fost, nu știu, așa, la începutul vlogmasului este euforia aia de început, pe urmă, pe la mijloc, așa te înmoi puțin, parcă fiind și chestia asta cu lockdown-ul și nu mai poți să ieși niciunde și nu te poți vedea cu nimeni și nu ai ce să faci, toată ziua să vă arăt același lucru, de aia eu sper din suflet să nu vă plictisesc prea tare, vă mai arăt ce mai gătesc, vă mai arăt ce mai facem, vă mai povestesc una alta, pentru că nu știu ce aș putea să vă arăt altceva, efectiv asta facem toată ziua. Bine, printre ce nu filmez, eu mă joc cu Aris, de exemplu astăzi am mers să ducem bănuții la o vecină de aici pentru cadourile de Crăciun pe care le cumpără în numele copiilor de la grădiniță pentru educatoare. Deci am mai făcut așa chestii pe care nu le-am filmat, pentru că nu filmez acum tot absolut ce se întâmplă, dar am impresia că vă arăt tot același lucru și sper să nu vă plictisesc prea tare, sper să ne urmăriți în continuare cu același interes. Dar vine weekendul și poate face chestii mai interesante. După cum am spus, mâine mergem la Real. Sper să găsim ceva interesant pe acolo. Vreau să împachetez și ceva cadouri weekendul ce urmează. Eu vreau să vă mulțumesc tare, tare mult că sunteți în fiecare zi alături de noi și ne urmăriți și ne arătați că ne apreciați prin like, prin subscribe, prin ce vreți voi, printr-un comentariu. Mă bucur tare mult că citesc comentariile, chiar dacă nu reușesc, și am mai spus că este un alt vlogmas, nu reușesc să răspund la toate, deși încerc. Nu vă simțiți obligați să lăsați comentarii. Dacă pur și simplu vă uitați la vlog și nu lăsați comentarii, nu este nicio problemă, dar eu mă bucur de fiecare dată când le citesc și ce să zic, ne vedem mâine, dragilor, ne vedem și mâine într-un nou vlogmas. Vă pup! Pa!